Asta e și mult mai bună. De departe. Uite ce, cât de bine poate să arate. A trecut mai mult de o săptămână de când am mai ajuns în oraș și e vremea de făcut niște cumpărături. Haideți împreună să facem cumpărături. Da, da, ați văzut bine. E vremea de a cumpăra și niște benzină. Să mergem la oraș. Țântarii sunt așa de mulți, încât când înaintezi, zici că înaintezi ca vaporul, îi dai la o parte așa, valuri, valuri, să dau stânga-dreapta țântarii. Așa ți-a... Parcă e regulă. Aha. După două săptămâni în barcă, senzația de a merge cu mașina și a sta pe pământ ferm este foarte ciudată. Atâta pește chiar am simțit nevoia de legume și fructe și m-am luat portocale, mere, ridichii, roșii, piețe, cireșe, cei și banane. Prea mult pește. Ah, miroase de nebunește, abia aștept. Chiar trebuie să o țin cu mâna, uite cât de alunec, cât de repede alunec pe paragazul ăsta al meu. Da, este un ibric interesant, care trebuie să-i fac niște un sistem de asta de ținere. Asta este cea 1 bărcii. E mai lat, așa cum se făcea acum 30 de ani. L-am cumpărat ca și bric pentru cafea. Este un ceaun până la urmă. Pe căldura asta și pe valurile astea se putem cărta de ceaunul ăsta mic. Mânca pește destul, l-am săturat de pește. Am fost la Sfântul Gheorghe acum câțiva ani, după ce am mâncat săptămâni la rând, pește. Am vrut să mănânc cu mic, am cerut mic. Dar ei au zis, bă, mici. Și am mâncat niște ardei copt. După ce mănânci prea mult pește, simt nevoia și de altceva. Așa e pe lumea asta.
Dar mirosul ăsta, uite ăsta, uite cum este aburul, dacă se vede. Dumnezeu, nebunie, cât de tare poate să fie. S-a și lipit acolo pe fund, cât de tare arată. Și asta de dedesubt o să pun deasupra. Deja numai când mă uit. Am făcut ceva care numai când mă uit la pielea asta, nu știu ce să spun. Păi Dunăre, e bun și puiul vadă cocoșelul de pădure. Nu numai somnul tău. Așa e viața în aventură 1071. Îmi lasă gura, abia aștept. Mi-a pus de pe sare și câțiva ardei. Îmi lasă gura apă. Serios. Am tocat mărunt, ca la gheauri. Miros, gust. Cum e gust? La palicarul amărât. Păi de ce amărât? Că tânjim la apatridă. Dom'le, nu strica gustul. Pune foi de dafin, pune ce-l pune acolo, că sunt miroase de departe. Și-a miroase mie acum. Să mănânci. Câtă bucurie. Câtă bucurie. Și n-am făcut cartofi. Nebricul de cafea. Aventură. Aventură. Iute, iute mănâncă gălățele. În toate pânzele sus, citat. Oh, cât de bun e. Băi, oamenii, așa e pe lumea asta. Stănut și mănânc. Cum era poezia din Labiș. Plâng și mănânc. Stănut și mănânc. Pânteți în țară. Aventură 1071. Câtă bucurie! Sunt țari! De-ază tata! Ca în copilărie! Pui la ceaună! Pui la ibric! Okay. De dezastru! Dezastru! Bă, puiul ăsta chiar a ieșit, mă! Dezastru, anul ăsta e dezastru. Cireașa după puiul de la ibric, e cireașa, adică nu vorbim prostii, e cireașa. Și puiul este la ibric, vedeți? La ibric, cu cireașa. Bucătărie de 5 stele. Cât de bine poate să arate. Doamnelor și domnilor aventurieri, dacă v-am dat o idee și vreți să o puneți în practică, dați-mi de știre. Dacă v-a bucurat și pe voi, așa cum am bucurat și pe mine acest pui la ceaun cu cireș. Poftă bună, tare, bună!